Vă salut prieteni și bine ați venit pe canalul tuturile gratuite. În acest video vom face o chestie destul de interesantă și anume o să vă arăt cât m-a plătit pe mine YouTube-ul din 100.000 de vizualizări. După cum vedeți și voi aici pe ecran, am câteva videouri pe canalul meu care au avut în jur de sau aproximativ 100.000 de vizualizări și noi vom lua aceste videouri și ne vom uita în Analytics să vedem cât m-a plătit YouTube-ul sau cât am primit eu din reclame pe AdSense de la YouTube în aceste videouri. O să luăm fiecare video în parte, am aici deschis Analytics, o să căutăm videourile respective și ne vom uita pe rând și vom încerca să analizăm și eventual să și învățăm ceva din chestia asta, să vedem cam cum plătește youtube în România vizualizările. O să luăm primul video, acesta este primul meu video cu 100.000 de vizualizări de acum 3 ani, se numește Cum faci primii tăi 100 de abonați. Dacă ne uităm la video, are undeva pe la 4.000 de like-uri, 3000 de comentarii, deci a avut un engagement destul de bun. O să iau aici titlul videoului și o să-l copiez în Analytics și ne vom uita pe el, bineînțeles, să vedem exact câți bani am făcut. în momentul de față analytics-ul este blocat pe ultimele 30 de zile, deci în ultimele 30 de zile videoul ăsta mi-a generat în jur de 0,24 dolari, dar dacă ne vom uita în întreaga perioadă vom vedea câți bani am făcut în total din acest video care a făcut undeva pe la 100.000 de vizualizări și după cum vedeți și voi, 100.000 de vizualizări am făcut 8 dolari. Este o sumă foarte, foarte mică comparativ cu alte țări, adică dacă sunt să ne gândim puțin, este foarte, foarte slab, CPM-ul într-adevăr era mult mai slab atunci pe canalul meu, videoul acesta generând banii ăștia și făcând vizualizările astea aproximativ cu un an jumate, doi ani în urmă. Deci în primul an au fost făcute aceste vizualizări. Uh, deci din acest video, care este primul video cu 100.000 de vizualizări, am făcut 8 dolari. Haideți să ne uităm la următorul video. Următorul video este ce se întâmplă dacă ștergi sistem 32. Uh, și video-ul ăsta are undeva pe la 3.000 de like-uri, 200 de comentarii, nu a avut un engagement atât de bun ca videoul precedent, dar sunt foarte curios câți bani am reușit să scoatem din acest uh, video. O să copiez titlul aici, îl pastez și haideți să vedem în întreaga perioadă câți bani am făcut. În acest video, vedeți și voi, am făcut... Uh, interesant, un pic mai mult, am făcut 11 dolari la 106.000 de vizualizări pe YouTube, strict din reclame 11,64, repet, sume foarte, foarte mici, dar ăsta e YouTube-ul din România, nu avem ce face, dar estimativ o să vedeți că toate aceste valori sunt apropiate, undeva pe la 10 dolari aproximativ la 100.000 de vizualizări am făcut eu pe acest canal. Următorul video este de despre Anonymous are tot undeva pe la 106.000 de vizualizări. 3600 de like-uri, 200 de comentarii, iarăși nu e un engagement foarte, foarte bun, dar... Uh, vedeți și voi și durata, poate trebuia să ne uităm și la durata clipurilor acesta are 3 minute, hai să copiem uh, titlul videoului și să vedem câți bani am reușit să generăm din acest video prin reclame, prin videoul ăsta după cum vedeți și voi am generat undeva pe la 6$ și eu aș spune că e din cauza uh, lungimii videoului și am dreptate pentru că, vedeți și voi, aceste videouri au avut aproximativ același număr de vizualizări, dar au avut uh, o durată mai mare, ceea ce înseamnă că oamenii s-au uitat mai mult, eventual au vizualizat și mai multe reclame. Chiar dacă o singură reclamă au avut pe clip au ajuns probabil să vadă și reclama din interiorul videoului, au văzut eventual și reclamele din partea dreaptă care apar, eventual un pop-up și așa mai departe pe acest video n-au avut toate șansele astea pentru că a fost un video mult mai scurt. Deci din video la adevărul despre Anonymous am generat undeva pe la 6,41$ pentru acest video o să ne uităm și la următoarele două videouri ca să Uh, așa, acestea au aproximativ undeva pe la 100.000 de vizualizări. Avem aici cele mai amuzante comentarii de -a -a. pe e Mag. Uh, are undeva pe la 4.500 de like-uri, 126.000 de vizualizări, 178 de comentarii, iarăși nu foarte, comentarii, iarăși nu foarte multe comentarii. Videoul are undeva pe la 4 minute, dar mă aștept să fi generat un pic mai mult din el pentru care are 126.000 de vizualizări până la urmă. Hai să pastăm aici numele acestui video și să vedem despre ce este vorba. Ne uităm aici, dăm click și, surpriză, din acest video am generat undeva pe la 18,61$. Diferența nu e foarte mare, diferență de undeva pe la 20.000 de vizualizări, dar am făcut aproape dublu față de celelalte video Sincer să fiu, nu aș putea să vă spun de ce, nu știu nici eu cauza pentru că este un video absolut normal cu o singură reclamă care apare pe el, dar posibil că uh, acest video a fost vizualizat și de persoane din alte țări. Iar și când vezi la un video uh, monetizarea un pic mai bună, poți să vezi, uh, poți să dai seama că acest video a fost uh, eventual vizionat și din alte țări. Dacă ne uităm aici la topul zonelor geografice, vedem că uh, țări în care s pie mai bun, Germania, Regatul Unit, 0,3-0,2%, deci nu au modificat foarte, foarte mult foarte puțin au modificat cel mai probabil aceste venituri, dar totuși aceste venituri sunt mai bune ca la celelalte video ceea ce e destul de interesant. Mai avem un video cum să faci un joc pentru Android, ia să îl vedem, e un video oricum destul de vechi, postat în 2015, are 3000 de like-uri, 182 de comentarii, destul de interesant, Hai să vedem are 15 minute. Deci mă aștept de la acest video să fi generat un pic mai mult, pentru că are și o durată mai mare, are și mai multe vizualizări. Hai să vedem cât am generat din acest video. Și vedeți, și voi că din acest video am generat undeva pe la 29,60 dolari. Bineînțeles, are și un număr de vizualizări mai mare, dar um, este și mai lung, ceea ce contează, pentru că uitați, am pus pe acest video câte 1 2 3 4 5 6 7 8 reclame. Știu, am fost un pixel la ăsta, am uh, spămat cu reclame. Dar, vedeți, și voi că și monetizarea s-a văzut acolo diferența. Undeva mai mulți bani, am zis, sunt mai multe vizualizări, într-adevăr, dar monetizarea a fost mai bună. Din Germania, Regatul Unit, Italia, nicio vizualizare, 0,0%. Toate vizualizările din România, 96%. Și din Republica Moldova. 3,9%. Da, deci am făcut videoul ăsta oarecum așa informativ ca să vedeți și voi cum stă treaba cu YouTube-ul, poate unii dintre voi nu ați reușit până acum să atingeți la vreun video suma asta de vizualizări, vă zic că nu e așa imposibil, trebuie doar să prindeți un video un pic mai viral care să se caute pe YouTube și puteți face suma asta de vizualizări, dar ce vreau eu să subliniez este că în România cel puțin numărul ăsta de vizualizări chiar nu, um, contează așa de mult pentru că nu e un număr foarte mare, monetizarea e și, iarăși destul de slabă, chiar am urmărit zilele astea un clip din America de la un tip, un youtuber care arăta că CPM-ul lui e undeva pe la 5 dolari. Deci vă dați eu voi seama, uite dacă o să calculăm aici, o să mă uit pe ultimele 30 de zile și o să dau la canalul meu, vedeți și voi că în ultimele 30 de zile am făcut undeva pe la 122 de dolari din 342.000 de vizualizări, dacă am calculat cu CPM-ul 5 dolari într-un America. Dacă s-ar fi vizionat videoclipurile mele de către americani, eventual ar fi fost și în engleză, aș fi avut undeva pe la aproximativ da, 1700 de euro sau dolari făcuți în ultima lună, vă dați seama ce înseamnă chestia asta. Sincer să fiu, m-am gândit de multe ori să mut canalul în limba engleză, să fac chestii de genul, dar vreau să spun că îmi place foarte mult comunitatea pe care am creat-o de-a lungul anilor aici pe acest canal. Am muncit foarte mult pentru ea, au fost perioade mai bune, perioade mai slabe, dar am muncit foarte mult pentru această comunitate și sincer nu aș a, înlocui o cu nimic. În cel mai rău caz poate mi-aș deschide unul al doilea canal în engleză, dar la acest canal nu aș renunța niciodată, sincer. Mi-am pus aici uh, sufletul, o muncă de peste 6 ani, Uh, nu pot să zic că a dat cine știe ce roade, dar eu zic că se văd acolo cât de cât câteva rezultate, vom vedea și pe viitor. Uh, da, deci cam asta a fost videoul de astăzi, dacă v-a plăcut această idee nu uitați să lăsați acolo un like și dacă vreți să mai fac astfel de videouri în care ne uităm la Analytics pe YouTube, la bani, la monetizare și de treburi de genul, puteți să lăsați acolo comentarii. Nu uitați cât mai multe like-uri la acest clip, eu am fost Emi, voi fost pe canalul meu de YouTube, până data viitoare, eu vă zic la revedere!